Ioana Dichiseanu și Simona Florescu au o relație foarte apropiată și împărtășesc aceeași pasiune, muzica. Se sprijină în orice problemă, iar Simona este atât o mamă, cât și o bunică model. Suntem o familie foarte, foarte, foarte frumoasă. Relația dintre Simona Florescu și fiica sa, Ioana Dichiseanu, este una specială, mai ales acum de când și Ioana, la rândul ei, este mamă. La prima vedere, ai spune că sunt surori. Nici de cum, mamă și fiică. Ambele arată impecabil. Nu degeaba Simona Florescu este numită și una dintre cele mai sexy bunicuțe din showbiz. Simona i-a fost alături fiicei sale în toate momentele, mai ales în creșterea celor mici. Mama a fost în prima parte, în prima lună, să zic așa, o lună și jumătate, a fost tot timpul lângă noi. Adi fiind la servici, trebuia să fie cineva lângă mine, pentru că și eu trebuia să mă adaptez, e un alt ritm de viață. Bunii este acasă, bunii e de bază, da, da, da. Ia e... Seamănă cu mama sa, este frumoasă și are voce. Seamănă și cu tatăl său, o prezență caldă și carismatică, dar are ceva personal. O hotărâre și o maturitate pe care nu ai cum să nu le remarci. Se pare că a moștenit-o pe Simona în ceea ce privește muzica. De fapt, cu doi părinți artiști, nici nu se putea altfel. Ea a cules de la fiecare ce era mai bun. Și pentru că Simona a născut-o pe Ioana la o vârstă destul de fragedă, relația dintre ele a fost mai mult de prietenie decât doar de mamă și fiică. Extrem de apropiate. Cele două sunt alături una de cealaltă și se susțin necondiționat.